asta, se face, dacă se creează un alt reflex în a urmări problema din punct în punct. Ce am făcut la punctul A, acum la punctul B și așa mai departe. Acum trecem de suplimentar, dar nu, da? Picioare. Deci, trebuie să înțelegi, Daria, că problemele acestea le-ar părea importanța cuvenită, pentru că vei vedea și numai antrenamente care nu găsim și la problemele care le ai tu. Deci este, fără discuții, un lucru benefic. Așa. Și acum să vedem în plus câte ai, câte probleme. Patru probleme. Da. Acelea poate să fie un pic mai frumușele, mai gândesc. La atât. Mă bucur că ne putem întrebânța. Hai să facem toți, da? Vreau să fiți atenți. Problema 18, la pagina 193. 18, de la 193. Da? În jurul punctului O se consideră unghiurile. A, O, B, B, O, C, C, O, D, D, O, E și E, O, A. Astfel încât. A, O, B, virgulă. B, O, C, O, D. B, O, C. De aia să preiau, da? C, O, D. A, O, B. B, O, C, da. C, O, D. C, O, D. D, O, E. D, O, E. Și E, O, A. Și respectiv E, O, A. Astfel încât, nu oricum. Astfel încât O, A și O, D sunt semidrepte opuse. O, A. Păi înseamnă începem cu O, A și O, D sunt o dreaptă cu linie. O, A și O, D. O, A și O, D. O, A și O, D. O, D. O, D. O, A și O, D. O, D. Opuse. Sunt semidrepte opuse. Deci dacă ar fi să facem figura, pare cu O, O, A. Uite cum faci, domnule. Așa. Și uite. O, D. O, D. Adică, dar mai dăm să o cerșe jos. Câte am să facem și verticală, nu contează. Și mai opric și nu are importanță cum... Contează. Unghiul BOC este un unghi drept. BOC. 90 grade. B... Hai, băi, nu-i greu. A, bă, nu, puteți face un unghi de 90 grade. Sigur că da. Iată. Cum îl facem? Păi putem să transformăm o una O. BOC ăsta. O în B. O dreaptă B. Uite aici. B. O și C. O și C aici, ca să da, spun. Voi puneți acolo liniuța și faceți-o din 90 de grade. No. Deci, aici avem 90 de grade. Și cu asta am spus aici B, O și aici C. B, O, C. Scrieți asta, măsura unghiului B, O, C, 90 de grade. Măsura lui B, O, C egal cu 90 de grade. B, C. Mai da. Iar de trei ori măsura lui D, O, E, scrieți întâi, de trei ori măsura lui D, O, E, este egal de două ori măsura lui A, O, E. De trei ori măsura lui D, O, E, D, O, E, o să vedem unde să-l punem. Nu știu să-l pun. Da, din nou, sunt mai multe situații. Ia să vedem. Puteați să luați pe ce în jos. Adică eu l-am luat în jos. Ei, dacă... Deci am zis unghiul... A zis așa cu măsura lui B, O... Deci unghiurile sunt așa. A, O, B... Vezi că trebuie să iasă și unghiurile, Daria. A, O, B... B, O, C... Deci dacă luai în jos, nu ieșea B, O, C. Da. Păi B, O, C aici... Dar dacă puteai în jos B, O, C-ul. Da. Deci, Daria, în ordinea în care autorul i-a dat... A, O, B, B, O, tot C. Nu poate să fie B, O, C, că trece prin A. Ai înțeles? Deci, eu sper că aici s-a înțeles, din cauza că avem pasta, îi făzează o dreaptă. Ne facem în partea de sus. Da, înseamnă anul acesta. Tu, Daria, aveai dreptate aici, dacă ai fost de varianta în care nu s-ar fi vorbit, da, A, O, G, coliniare și că ordinea unghiurilor, fie unghiurile A, O, B, B, O, C, 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 O, D, B, O, E, trebuie să fie jos. Da. Să vedem acum, ia să vedem. D, O, E, D, O, E, de trei ori. Păi E-ul trebuie să fie lângă A. De trei ori D, O, E. Păi o să facem un unghi E, O, A, care să fie de două ori mai mic decât E, O, B. E, O, D. Adică E, O, D o să fie mai mare, clar.
Deci, unghiul ăsta o de pe partea de jos, în semiplanul de jos, în câte unghiuri să-l împărțim copii? Că de 3 ori unghiul de oie, de 2 ori unghiul a oie. În 3 unghiuri. Deci, de 3 ori. Deci, dacă ăsta e de oie. Da. De oie. În 5 ori? De 3 ori unghiul ăsta. De 3 ori ăsta. Egal de 2 ori ălaltul. Se face de 2 ori ăsta. 5. Adică. Deci să-l împărțim, practic, în 5, așa vrea să spună. Și în care e o A să fie 2. Și D, O, E rămâne S-i asta. 3. De 3 ori D, O, E. Păi de O, E, 1 ar fi 3? 3 din alea? De 3 ori D, O, E. Hai să ne gândim încă o dată. Deci de 3 ori. Păi ar veni o dată D, O, E, încă o dată D, O, E și încă o dată D, O, E. E la ultima dreaptă. Nu e la ultima dreaptă? Tu spui așa, D-ul să fie aici? Nu, E-ul. E-ul să fie acolo. Aici să fie da. D-ul, da? Când mă gândesc că am un E-O-E, un... nu. Un D-O-E. Un D-O-E, un D-O-E și un D-O-E. E-ul nu ar trebui să fie la final? Nu, ia uite că acum de 3 ori D-O-E, ia uite cât ar trebui să fie unghiul ăla. Da, bine. Deci 3 de-al de 2 e... Păi astea trebuie să fie egale. Asta ce înseamnă? Că împărțim unghiul AOD în câte unghiuri? Zi, Daria. Păi AOD este 80 grade și dacă împărțim... Împărțim la câte? DOE egal cu... Nu știu, mă gândesc dacă mă luau chestie. DOE egal cu 90 de grade. Nu, 90. Pentru că spune că ele sunt egale. Amândouă. Și gândindu-mă că... AOE și DOE sunt egale. Ca să fie egale, EO ar trebui EOA și ar trebui fi 90 de grade. Deci eu sunt în situația de a plasa ce puncte acum? Ce semi de prima? Atâta. E. OE. Te zic să punem în formă. OE ăsta. Da, ca să fac un L. Ștergeți un pic acolo, că deja suntem în... Da. Deci povestea este să vedem cum plasăm pe OE încât să ne rămână să apară problema asta. Da, spune că 3 nu este. Dar puteți să o puneți pe E ca un L, să dea 90 de grade. Deci, adică să fie așa, drept. Așa? Da. Ei, bun, dacă am făcut așa, ce înțelegi tu acum? De 3 ori de ori e asta. Adică 3 ori 90 de grade, 270 de unde, dacă noi avem de toate 180 de grade. Înțelegi? Păi înseamnă că de ori ar trebui și 30 de grade. Și EO ar trebui să fie 45 ca să ajung la 90. De 3 ori 2 e, zice el. Păi 2 ar trebui să fie 30 și AO e 45 ca să am o egalitate în aceste două. Că 30 ori 3 90 și 45 ori 2 90 și ar fi egal. Și atunci unde să-l pun pe 2 e ca să ne înțelegem? La 30 grade. La 30 de grade. De ce? Ia zice, să vedem dacă el spune așa. Nu știu, așa am o idee, loc. Pentru mine. Și de 3 ori câte 30 aș face 90. Da, dar stai o secundă, dacă l-ai la 30 de grade, înseamnă că celălalt e la 150. 50 de grade. Și dacă faci 2 ori celălalt, dă 300. Și nu o să fie egal cu 90 de grade cât dă. Uite, au eu, adică... cum rămâne, David, la asta se referă. Ai înțeles că au eu rămâne foarte mare. Ai înțeles, Daline? Da. Deci, rămâne de 150 de grade. Și cum să fie de 3 ori 2 e, adică 90 de grade egală cu... Ai înțeles, Daline? Ce zice? Da, am înțeles, m-am fost. Acum toci, hai să-l mai mărim pe ăsta, nu? Din ce motiv nu-ți iesă? Că aici faci 90 și nu faci... Să-l mărim cât să-l faci? Trebuia să-l împărțim la 5 cumva, domn profesor. Să fie câte 20? Nu. Cât 3 și 2? Stați. Copilaș. Gândiți-vă și la ce vă zic eu. Uitați, 3, de 3 ori ăla egal de 2 ori ăla. Oare să împărțim unghiul AOD în 5? Cât ar fi fost? Hai să vedem. 180 împărțit la 5. Oare când? Ar fi fost în 18.000 de 36 de grade. Așa. 36 deci la 36, de grade. Da? Deci dacă aș fi pus ăsta 36 de grade, da. De 3 ori 36. Ăsta cât ar fi rămas? Ar fi rămas foarte mare. Cât? Nu știu. 180 minus 36. 147. 147. Acum, de 3 ori.
144. Așa. Așa. Dar acum de 3 ori D, O, E acoperă de 2 ori asta? Nu. Deci ideea de a învăța la 5 nu-i bună. Dar am încercat și chestia asta. Da. Altceva acum. Mai mare de 36. Deci mai mare decât 36. Păi dacă trebuia să fie mai mare decât 60. Ia să vedem. Dacă n-ar fi pus de 60. De 60. Hai să vedem. Dacă ar fi pus de 60. De 3 ori 60, 180, domn profesor. Așa. Deci dacă ar fi de 60. De 3 ori 60 ar fi făcut 180. Și de 2 ori. Și de 2 ori asta care rămâne aici. 120. Face 120. Nu-i bun, e prea mare. 45 să încercăm. Dar de ce e prea mare? Păi uite, îți spunem așa. De 3 ori 60, da? 60. De 3 ori 60? Da. Dar mie nu-mi spune că de 3 ori 2 e plus de 2 ori au e trebuie să fie 180 de grade. Nu spune asta, categoric. Deci n-am zis noi. Dar D, O, E. Hai să notăm cu X că nu ne vine de haideți cu X că nu știm cât e. Așa. Și să mai... Deci tot am încercat, noi să ne... Dar nu știm, cu X să nu... Deci notăm ăsta cu X. O, păi știu, dacă putem să aflăm care e BOA. Și ce OD. Deci, mai ușor. Cât este A, O, E în condițiile astea? Deci, A, O, E. A, O, E. Este știut acum. 180 de grade minus 180 de grade minus X. Și acum ce devine egalitatea asta dacă am notat măsura lui D, O, E cu X. Egal cu X. Haideți să înlocuim în cine dă autorul. Cine vorbește? Păi deci, de 3 ori 3X. X. Deci de aici rezultă că de 3 ori rezultă că de 3 ori 3X. X. Egal cu de 2 pe ori 2X. Nu, atenție, uite măsura lui AOE. A stat de 2 ori 180 minus X. Și de aici scoatem X și gata, nu-i copii. Deci ai văzut? Am încercat noi să nimerim, să n-am nu ce, și nu ne-a mers. Și vine până când am zis, băi, stai rog, trebuie să mă tăm cu X, să vedem cine este. 3X egal cu 2X. 3X egal, egal cu 360. Da. Minus 2X. Adunăm 2X. Da, și vine 5X. 5X egal cu 360 de grade. De unde X va fi egal? Vedeți că am avut dreptate. Deci, da, deci egal cu 7 vine 37 da. Vine 72, dacă nu mă înșel. Cred că da, 72 de grade. Oh, deci e mai mare de 60 de grade, era domnul profesor. Când încercam cu 60 încă nu convenea, ușor ne apropiam. Da. Da? Dar nu așa se face problema. Problema se face așa cum am zis că mâinim. Ne reușim noi, hai să mătăm cu X și de acolo, știind câte au rămas eu OA, 180 minus X. Deci de 3 ori, ia să vedem dacă merge. De 3 ori măsura, de 3 ori 72 de grade egal cu de 2 ori... 3 ori 72 de grade. 108 ori 2 face 216. 72 egal ori 3 cu, face 172. De 2 ori, 180 minus... 72 ori. 180 minus 108. 108. 2 ori 108. Iese, nu? Dar nu știu. 3 ori 216. Da, iese. 216. 216. Da, nu? Iese. 216. Păi ce egal cu 216? N-aveam niciodată cu 180. De-aia ne-am dedicat. Toată povestea aici a fost. Da, de-aia să vedem ce ne cere. Știți că... Da? Puțin. Asta ne cere. Deci noi am așa. Știm că bisectoarea unghiului BOC... Noi am făcut acum. Poziționat. Scrieți acum X-ul, cine e, domn profesor, cât e, totuși am muncit. Exact. Nu. Tot fructificăm. Am fructificat, noi ne-am oprit la figură. Noi la relația asta nu știam cum să facem, da? Am notat cu X, am totuși am aflat pe 72 de grade. X e 72 de grade, l-am aflat. Și puteți să luau imagini 72 de grade? Da, Ok. Acum, ce mai spune aici? Deci, știind că bisectoarea unghiului BOC formează cu OA un unghi de 70 de grade. Bisectoarea unghiului? BOC. Ia ce eu fac. BOC. Face bisectoarea unghiului BOC. Da. Faceți-o cu o culoare. O culoare, sub doare.
De fapt, ai știu exact, fiind unghi de 90 de grade, l-am împărțit în două. 45. 45 și unul și altul, da? Acum scrie bisectura. 45 de grade. 45, mai scrie 45 de grade. Bun. Și asta se întâmplă cum se numărtează bisectoarea? Nu zice. Zice doar că formează bisectoarea asta, formează cu OA un unghi 70 de grade. Aha, ăsta tot. Ăsta tot, atenție copii cum zice. Notați-o cu F, domnul profesor. Sau cu M, cum vrei. Cum M. Și știu că unghiul ăsta este... M-O-A, e 70 de grade, zice în autor. Notați cu M bisectoarea, să scriem și noi, domnul profesor. Știm o M bisectoarea că... unghiului. O M bisectoarea unghiului. Că nu vi se dă, zice că e bisectoare, puteți să notați voi cu ce vreți. O, mă, bisectoarea lui BOC. Păi, aici este ușor să ne aflăm de BOA. Și M, O, A, notați-o, domnul profesor. Măsura, O, aici. Da. Măsura lui. M, O, A, le zice autorul. O, A. E dat 70 de grade. De ce mai zis-o? Ne zice. Să vedeți ce zice. Să aflăm. Stapla, măsura unghiului AOB. Atunci, amic, nu? Să întrebe mai multe. Măsura unghiului AOB. Egal cu cine? Să și răspundem, că știu deja. Păi trebuie da. Să scriem. Da. AOB este egal cu zidarea măsura lui... Măsura lui MOB, I'm sure. MOB. MOA, minus. MOA, minus măsura lui MOB. Este egală cu 70 de grade minus 45 de grade și este egală cu 25 de grade. Corect. Măsura unghiului COD. Măsura lui COD. Cu cine e egală? Nu spune o 70 plus 40. E măsura lui AO, așa vorbim. Măsura lui AOB plus măsura lui BOM plus măsura lui MOC. E bine, acolo puteți zici BOC de fapt. Din AOD scădem AOB, BOM și MOC. Deci, din... Măsura lui AOB. Măsura lui AOD. Măsura lui AOD. Minus. Minus. Măsura lui MOA, dacă vrei, David, de coș, coș. Nu ai să fac cum vrei tu, AOB, BOC, cum vrei tu. MOA. MOA. Și minus măsura lui MOC. Da, și minus măsura lui MOC. Și egal cum? Vrei, David. Să puțin O și C, ok. Și va veni 70 egal cu 180 de grade. Minus 70 plus 45, 65 de grade. Dar nu, 70 plus 45, 115, 65 plus 65 de grade. Corect. 65 de grade. Și mai avem măsura lui DOE. Păi DOE? Am aflat-o noi, când am scris măsura lui DOE. 72 de grade, gata. Punctul C, măsura lui DOE. D-O-E. Acum trebuia să facem, domn profesor. Egală cu... 72 de grade. Da, da. Dar cum am scris? Cum am ajuns? Zic tu cum am păi scrie cu rezolvare. Deci am scris AOE egal cu 180 minus X. Da. Dar poți să fac așa. Aici, să scriu măsura lui AOE, AOE, egală cu X. Al lui 2E, egal cu X. Da. Rezultă că măsura lui AOE, AOE, e egal cu 180 minus X. 180 minus X. Și 180 minus X. Și cum avem că de 3 ori, de desubt de 3 ori, era măsura lui 2E, parcă nu? Dictează, David. Măsura lui... De 3 ori măsura lui 3X, da, 3X. Egal cu de 2 ori măsura lui AOE. Da. 2, așa, da. Și mă venea 3x. Și atunci rezultă că 3x egal cu... 2 pe lângă 180 minus x. Grade, da? Da. Da, e. 3x egal cu 360 de grade minus 2x. Minus 2x. De unde rezultă că 5x? Că 5x egal cu 360 de grade. Și x egal cu 72. Egal cu 72 de grade. Și cu asta am aflat măsura lui DOE egal cu 72 de grade. Și 63 minute.
mai facem una. Mai încercăm una. Mai facem una, David, da? La din suplimentar, măcar două te duci. Și două le mai încerci acasă. Nu sunt grele. Fim atenți la Ienuș și la desen și la toate. Ca să interpretăm bine. Ba, cum sună? Problema următoare, da? În jurul unui punct O se dau unghiurile AOB, BOC, COD, DOE și EOA. AOB, BOC, 19, da? Da. AOB, AOB, BOC, COD, DOE, EOA, la fel ca la trecută. Astfel încât măsura lui BOC, să scriem întâi tot ce ni se dă. Măsura lui BOC egal de două ori măsura lui AOB. Măsura lui BOC egal de două ori măsura lui AOB. Măsura. Măsura lui AOB. AOB. De tot. Măsura lui COD egal de două ori măsura lui BOC. BOC. BOC, da? Da. BOC. Dele tot. Măsura lui DOE, să spunem un X undeva. Da. Măsura lui DOE egal cu de 5 ori măsura lui AOB. AOB, da. Da. Și măsura lui EOA, dele tot. Măsura lui EOA egal de 4 ori măsura lui BOC. Păi, acum... Fembi, da. BOC. Amic, în concluzie. Scriem întâi totul și pe aceea o gândim. Precizați măsurile unghiilor care se formează în jurul punctului O. Deci măsura lui AOB egală cu cine? Așa, AOB. BOC. Măsura lui BOC. Lui COD. Și măsura lui DOE. Și DOE. Și a lui EOA. Și la B. Arătați că semidreptele OA și bisectoarea unghiului COD formează un unghi drept. Deci OA cu bisectoarea, cu OM. Deci AOM e 90 grade. Măsura unghiului AOM. Bine, dacă OM e bisectoarea lui COD, atunci măsura unghiului AOM se arătăm că e 90 grade. Bisectoarea lui COD. COD. Să arătăm cu OA și cu OM, deci că măsura unghiului AMOA e 90. Să arătăm noi. Egal cu 90 de grade. Să arătăm noi din 90 de grade. Da. Păi, acum observăm acolo că BOC e egal cu 2MAOB. Eu m-am gândit să-l notăm pe 2. Pe AOB cu X. AOB cu X. Hai să vedem. Deci AOB dacă notăm cu X, 2 de X face BOC, nu? Da. Și jos va fi măsura lui COD egal de 4 ori AOB. Nu, de 4 a unde? De 4 ori X. Unde vezi? COD. Măsura lui COD egal de 2 ori măsura lui BOC. 4X. Ah. Ah, dar el zice că dacă BOC e 2X, atunci COD o să fie 4X. Și atunci DOE egal cu 5X. Haideți să începem așa, măsura unghiului AOB cu X. Zi, Daria, zi. Măsura unghiului AOB egal cu X. Bun. Hai să înlocuim asta. Atunci DOE va fi, păi, dacă AOB este X, 5X. DOE este egal cu 5X, da? Măsura lui DOE egal cu 5X. 5. Măsura lui BOC lui BOC egal cu 2X. 2X. BOC. Mai sus, mai sus, mai sus, domnule. BOC, da? Da. 2X. AOB a fost notat X, da? BOC și egal cu 2X. Și COD egal cu 4X. COD egal cu 4X. Și măsura lui EOA egal cu 8X. Hai să vedem dacă e așa. EOA egal cu 8X. Al BOC e 2X, asta e 4, 2, 8X, da, bun. Și ce mai știm? Și mai știm.
chimice. Că toate în jurul unui toate punct fac? Toate în jurul unui fac 360 de grade, adică 2x plus, adică x plus, x plus 2x plus 4x plus 5x plus 8x. Da, eu am 360 de grade. Oh, ce ușor. Păi da, dacă înțelegem normal. Deci aici x plus 2x plus 4x x plus 5x plus 8x egal cu 360 de grade. Și atunci cât avem x? Avem acolo? Păi 20x. 20x. Deci nu trebuie 20x egal cu 360 de grade. X egal cu... Părți printr-un 20. Da, și x egal și cu... Și x este egal cu... 36 împărțit la 2? 18. 18 grade. Și atunci, măsura la OB cine? Păi măsura lui AOB este cu 18 grade. X. Uitați, puneți direct acolo, după ce la concluzie. Aici, cu... La concluzie, mai jos, mai jos, mai jos, acolo. AOB egal cu 18 grade. Da. Păi, BOC este 2 ori X. E 36 de grade. COD e 4X. Adică 36 cu 36 cu 2. DO e 5X. Adică 72, 90. 90. 90 de grade. Și, și eu am zis că e 8X. 8X, adică... Aveam 4X undeva. 4X aveam 72, 72, 44. Cât? 144. 144. Grade. Dar tu ai înțeles-o pe asta? Deci, deci, din relația care a observat că dacă notează A, O, B cu X, pe toate celelalte le-a rezolvat. În funcție de X, știi? L-a văzut... Și pe aceea le-a pe jurul unui punct. În comparație cu el. Sunt șoc da? Și de acolo merge foarte bine. Iar punctul B, cred că rămâne din figură să ne dăm seama. E o, vorba de O, A. Cu bisectoarea lui COD. Facem o figură repede. Deci... Faceți O. AOB e cel mai mic, X, domnul profesor. AOB X. Și am văzut noi că am 18 grade. Da, 18 grade. Ăla X. BOC e de 2 ori AOB. BOC e de 2 ori. 36 eu dat. Așa. BOC. Și încă o dată. Nu, 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 și încă o dată. Deci AOB. Da. BOC e de 2 ori. El e de 2, da? Da. Așa. Așa. Ce? Ce? COD e de 4 ori au, adică 72. Adică 72 la oi. Așa. COD. De. Da. Da. După aceea DOE e 90 grade. DOE, nu, dar 90 de grade. Așa, 90 grade. Ăla e. E. Da. Și ăsta ne-a dat 144 ca să rămas. Cât era AOD? AOD. Dacă eu nu înțeleg. Păi AOD, dacă vrei X, aici e 2X. Cu 2X și cu 18 grade, 4X. 36 de grade. Aici stai 72. 72 de grade. Și aici 90. 90 de grade. Și acolo 144. Aici a rămas 144. Bun. Și acum OA împreună cu bisectoarea lui COD. OA cu bisectoarea lui COD. 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 Bisectoarea ce face? Împarte unghiul ăla în două. M, M. Da, M, asta. Acum. Unghiul M, OA. Fiind de 72, atunci mai ești 36 de grade. Da, nu? Și cu 36 și cu 18, o ieșit exact 90 de grade. Exact. Și scrieți, vă ați făcut figura, scrieți că om bisectoarea lui COD rezultă că măsura lui MO e egal cu măsura lui MO și egal cu 36. Și acum, măsura lui MO e egal cu 36 plus 36 plus 18 și egal cu 90 de grade. Înțelegeți, David? Da. Hai să și scriem. Da, terminați tu. Da. Și mai ai două probleme. Vin cu Mirna la și-un sfert, da? Da, da. La revedere, nu uitați să vă urmăriți pe propul online. Să lăsați un like și share. Like și share, să spuneți la toată lumea.